Bun găsit la o nouă ediție, Un stil de viață sănătos. Vom continua ceea ce am demarat data trecută și nu numai data trecută, pentru că am discutat foarte mult despre prevenirea obezității și a diabetului. Alături de mine, vechii colegi și prieteni ai TVR Cluj și TVR 3, doamna doctor Cornelia Bala, șef lucrări la UMF Cluj. Sărutăm bine, doamna doctor. Bine ați revenit! Mulțumesc! Și domnul profesor Nicolae Hâncu, bineînțeles, fără domnia sa nu demaram această emisiune. Continuăm sub alte auspicii. Acum o săptămână era vară, acum a venit toamna. Dacă mă uit la doamna doctor Bala, tot vară este în platoul nostru și așa ne stă bine. E psihologic. Aprecierea, pentru că aici întotdeauna este o căldură sufletească deosebită. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, apreciem. Căldura sufletească îți datorește nouă. Iarăși am să revin la ceea ce am zis data trecută. De ce vorbim tot timpul despre prevenirea obezității și a diabetului? Să ne spună Cornelia Bala, să ne spună Nelly, ce s-a petrecut la București sâmbătă, în ultima zi a celui de-al patrulea Congres Național de Hipertensiune Arterială, care a fost cu participare internațională și la care s-au comunicat niște rezultate de care emisiunea noastră era foarte legată în ultimele luni. Avem legături cu acest congres? Avem legături cu acest congres. O scurtă mențiune de ce vorbim despre obezitate. Pentru că obezitatea este prima modificare într-un lung șir care conduce la diabet și la boli de inimă și la cancer. Și asta credem că ar fi foarte, foarte important să înțeleagă cei care ne privesc. La care îmi dau seama, scăderea calității vieții. Lumea se miște mai greu, dor picioarele, respiră greu. Nici bărbații nu se laudă că sunt prea bărbați când au 10 de kilograme în plus. Femeile la fel, parcă și gândirea este altfel. De estetică nu mai vorbim. Sau vorbim și de ea dacă trebuie. Și atunci sigur să continue Nelly. Și mai exact, o persoană cu greutate normală are un risc mult mai mic de a face oricare din aceste boli. Și de aceea noi insistăm, pentru că noi știm că în momentul în care deja apare diabetul, deja apare o boală de inimă, practic lucrurile sigur încă se mai pot trata, controla. Dar, din păcate, o boală deja existentă, o boală cronică, așa cum am spus, de nenumărate ori nu se mai vindecă. Și legat atunci, de ceea ce... Dacă n-ar mai fi cronică. Exact. Ce spunea domnul profesor Hâncu, poate dumneavoastră vă amintiți cu siguranță și cei care ne privesc de mult timp, că am discutat undeva în primăvară despre o mare acțiune a Societății de Hipertensiune care s-a desfășurat și la Cluj prin prezența acea caravană. Caravane în piața de lângă statuia lui Matei Corvin. Și vreau să vă spun că eu sunt extraordinar de încântată. Și dumneavoastră ați făcut parte din acea echipă. Da, am susținut împreună, sigur, cu colegi de la cardiologie. A fost o acțiune, dacă vă amintiți, în toată țara. Chiar am dat noi traseul caravanei. Exact, ei bine, s-a încheiat acest studiu și avem și rezultatele. Și a fost o bucurie deosebită, pentru că cei care au participat efectiv au văzut cât de complex a fost această acțiune, cât de multe analize s-au făcut și, mă rog, există o oarecare temere că nu o să reușim ce ne-am propus. Avem dar și o parte bună la rezultate sau numai părți mai puțin bune? Avem câteva părți bune. Hai să începem cu părțile bune, cu permisiunea dumneavoastră. Da, studiul, pentru că s-a desfășurat prin Societatea de Hipertensiune, a fost... Dacă ești de acord, peste o săptămână, s-o luăm la telefon pe doamna profesor Mioara Dorobanciu, care e președinta societății și sufletul acestea. Și domnia s-a coordonat chiar la nivel național. Noi am fost cu dânsa în legătură de mai multe ori, da, dar chiar acum este încă împreună cu grupul de străini pentru alte reuniuni științifice, astfel încât astăzi seară n-ar fi putut fi contactat. Atunci, peste o săptămână, din nou să ne mai dea câteva detalii, dar până atunci o să ascultăm pe Nelly. Părțile mai bune, dacă puteți. Părțile mai bune sunt faptul că în ceea ce privește hipertensiune arterială, boală iarăși foarte necunoscută și noi am discutat de multe ori despre ea, chiar dacă nu este strict o boală nutrițională, dar în orice caz cu mare legătură cu nutriția și cu obezitatea,
Din punct de vedere al modului în care populația României este depistată și tratată și controlată, adică se obțin rezultate prin tratamentul medicamentos, datele sunt favorabile. Deci față de ceea ce era în 2012, când a mai avut loc o etapă a acestui studiu, se văd îmbunătățiri. În sensul că tot mai multe persoane care au boala se știu că au boala, deci sunt diagnosticate, sunt în evidența medicilor. Un procent tot mai mare primesc tratamentul de care au nevoie și îl urmează, evident. Și un procent tot așa mai mare decât în 2012 au valori ale tensiunii sub tratament controlate, așa cum se recomandă. Deci, cu alte cuvinte, mai multe persoane sunt depistate, mai multe persoane sunt tratate și mai multe persoane sunt cu valorile normalizate în urma tratamentului. Deci dacă ar trebui deci să de trei ori mai mult. Punctăm, e capitolul conștientizare pe undeva. Conștientizare, nu? Tratament și, la control. Medici. Exact. Pentru că aici clar că sunt acești doi parteneri care contribuie, persoanele care vin la medic, sunt diagnosticate și iau tratamentul și sigur medicii care fac eforturi să depisteze persoanele astea, să le trateze. Veștile proaste din păcate continuă în anumite domenii, să spunem, faptul că per total față de 40% din populația României afectată de hipertensiune în 2012, acum avem 45%, deci au crescut cu 5% într-un interval de 4 ani, care este puțin. Păi dacă am vorbit puțin de conștientizare care e pe pozitiv, hai să-i spun așa, căror puncte negative se datorează această creștere? Este evident că prevenției. Deci prevenția. Nu facem suficientă prevenție astfel încât continuă să apară noi cazuri de hipertensiune. Să-ți crească cu 5 puncte procentuale într-un interval de 4 ani e mult. Este mult. Da. E foarte mult. Și studiul s-a făcut cu toate regulile deci cunoscute. Standardele, deci, probabil, prevenția deficitară. Prevenția care luptă cu cine? Cu factorii de risc pentru producerea atât a hipertensiunii, cât și a diabetului, cât și că imediat sunt date și despre obezitate. Da, și de fapt asta ne interesau pe noi pentru emisiunea noastră. Exact. În SEFAR, sigur că pe lângă hipertensiune... SEFAR este numele generic. Este numele acestui proiect. Pe lângă datele legate de hipertensiune și complicațiile ei, pentru că s-a evaluat după aceea și starea cordului, starea vaselor carotidiene, periferice, și foarte, foarte multe date, încă nici nu le-am rezumat, să spunem, pe toate. Există și o parte consistentă legată de bolile metabolice de care ne ocupăm noi, adică obezitate, dislipidemie, diabet. Și foarte pe scurt pot să vă spun că obezitatea, așa cum de altfel au arătat și studiile făcute de noi în acest domeniu, este foarte frecventă, practic doar o treime din populația adultă a României are greutate normală, cam o treime are suprapondere, adică primul grad de depășire a greutății normale o treime are obezitate. Asta confirmă cercetările pe care le-a făcut doamna profesor Maria Moța și ea a fost într-o emisiune și prima alertă ea a făcut-o, după care a venit doamna profesor Roman cu studiul ORO, confirmă și același lucru, deci o treime din populația adultă peste 18 ani are greutate normală, o treime suprapondere, care este anticamera obezității și o treime este, adică să ai 32-33% obezitate în populația generală a unei țări. Nu intră copiii, încă o dată, repet, nu intră copiii. De la 18 ani în sus. Este peste media europeană. Dacă le adunăm, atunci înseamnă două treimi sunt cu probleme, da? Exact. Și doar o treime. Da. Da. O treime sunt normal din punct de vedere al greutății. Vorbim de toate persoanele peste 18 ani, deci sigur, de la anumită vârstă, hai să spunem că oarecum am putea înțelege. Dar per total unei populații care începe la 18 ani și se termină la 80 de ani. Asta păi nu vă supărați, acum, fără supărare și fără să periez eu, pentru nimeni, să nu. Periez eu pe cineva că nu îmi stă în... Dar chiar și astăzi, înainte de emisiune, foarte mulți colegi de-ai mei și astăzi, la prânz, am fost, domnule profesor, în județul Bistrița, în Năsăut, am realizat cu colegii noștri multe emisiuni și la un moment dat veni vorba de profesorul Uncu, nu știu cum,
Nu da. Eu. Nu îi aduc în discuție niciodată. Și toată lumea se întreabă, cum face profesorul Hâncu că nu se prea vede niciun kilogram în plus. De frica asta v-am mai întrebat și mi-e greu să o întreb pentru că sunt prea subiectiv. De frica probabil. Prietenului Karen. Dar ce să zic, că eu am să vin... Care nu mă mai ia în emisiune dacă dacă sunt de supraponderant, da? Eu să fiu cel care selectez treaba aceasta. Nu, și să știți că treaba asta dăinuie nu numai în cercuri jurnalistice și în cercul colegilor mei, ci omul de rând. Mă întâlnesc cu foarte multă lume și săptămâna trecută m-am întâlnit în diferite ipostaze cu oamenii străzii, adică cetățenii Clujului și nu numai, și de fiecare dată mi se atrage atenția. Frumoși liberi. Da, frumoși liberi. Frumoși liberi. Pentru că tinerii frumoși și frumoșii tineri deja au alte conotații de un an de zile. Da. Aș putea să răspund eu cum face domnul profesor Hâncu, așa cum trebuie să facă toată lumea. E prea modest. De fapt, aici de ce vorbești, Neli? Păi, bine, elementele absolut evidente. Odată, nu este ușor să-ți păstrezi greutatea normală începând cu o anumită vârstă. Asta trebuie să recunoaștem. De ce? Pentru că avem mediul acesta care ne îndeamnă să nu facem mișcare, pentru că avem toate modalitățile posibile de a evita mișcarea, mașină la scară, scărulante, etc. O abundență de alimente despre care, dacă nu suntem foarte bine instruiți, nu știm cât de rău pot să ne facă, nu știm câte calorii au, câte grăsim și așa mai departe. Plus există un profil genetic al este important acest fiecărui profil. Om, care este și el important, nu putem să-l negăm. Cam 50% gene. 50%? Aproximativ. Din contribuția la obezitate. Și 50% factorii câștigați de lungul, adică stilul de viață. Dar, iartă-mă să continui, inclusiv poluarea, noi am mai vorbit despre asta. Mai nou, poluarea sonică. Ce are poluarea sonică? Deci au făcut, cardiologii au venit și au spus, adăugăm la cei aproape 300 de factori de risc cardiovascular, încă unul, zgomotul. Și au spus, de la 0 până la maximum, atenție, 0 este când e liniște totală și nu se aude nimic, și maximum de zgomot pe care îl percepe urechea umană este decolarea unui avion. Dar nu din avion, ci de lângă el. Imediat după decolarea avionului este muzica din cluburi. Asta am vrut să spun. Muzica din cluburi. Și astea asumate, exact ca și acel contor despre care vorbea colega noastră, doamna, frumos. Raica. Da, Raica, Florina, care spunea, toate se acumulează, nu reacționează. Da, și contorul funcționează. Și contorul funcționează. Și contorul funcționează. Se acumulează, se acumulează, da, se acumulează. Doar atât să-mi spuneți, domnule profesor, care este legătura între tot ce a spus cu domeniul fonic și obezitatea sau tensiunea? Da, obezitatea, tensiune, factori de risc, pentru că... Care este legătura? Acum, ei nu funcționează, decibelii nu funcționează independenți de noxele poluante, nu doar poluarea sonoră, dar este vorba realmente de toxice. Dar chiar și ei, ca atare, influențează sistemul nervos care reacționează la zgomote, nu? De câte ori, cel mai bun exemplu, ai un zgomot mare, ce faci? Te sperii. Păi sperietura înseamnă descărcarea de hormoni care favorizează hipertensiunea și care favorizează ateroscleroza. Adică catecolaminele, stresul. Stresul. Nu, și prin repetiție, acestea se acumulează. Asta este doar un exemplu. Și atunci vin și vă citesc pe dumneavoastră, trebuie să învățăm să coabităm cu stresul. Nu e aceeași chestie. Corect. Da. E aceeași chestie? Da, e aceeași. Bun. Sub pălăria asta a stresului se adună da, enorm de multe lucruri. Da, și stresul poate fi de multe ori pretextul, de fapt, și nu neapărat singurul motiv pentru care se întâmplă diverse lucruri. Scuzați-ne că vă mai întrerupem, dar da, e foarte interesantă tema și o mai disecăm. Eu pe partea mea și domnul profesor pe partea domnului. Ai vorbit despre obezitate. Acum... studiul se fac, ce ne arată legat de colesterol, ce ne arată legat de diabet. Pentru că și aici sunt niște date extrem, extrem de interesante, ca să știe lumea de ce noi ne-am întors la niște teme pe care de
6 ani. Bine, ne întoarcem, domn profesor, dar cu niște date noi. Cu date noi, aduse la zi. Argumente suplimentare că ceea ce facem noi trebuie să facem pentru că este extrem de... Așa este. De epidemic, hai să-i spunem. Da, tot așa, trecând la partea de grăsimi în sânge, să spunem, colesterol, trigliceride, am mai discutat despre, sunt convinsă că deja lumea care ne privește știe despre ce vorbim, doar undeva în jur de un sfert din populație are toate aceste analize, să spunem, de grăsimi din sânge în limite normale. 75%, deci 3 pătrimi, au cel puțin una din anomalii, să le spunem, că știți că sunt vreo 4 feluri de tulburări din astea de lipide, cea mai periculoasă, să spunem, fiind creșterea colesterolului în sânge, despre care am mai tot discutat. Din punct de vedere al diabetului, aici datele nu sunt chiar 100% finalizate, pentru că există încă un grup la care mai trebuie retestat, fie glicemia, fie hemoglobina glicată. Aici aparent stăm pe loc față de 2012, deci, dar încă n-aș putea să spun 100% pentru că urmează să vedem. Și atunci, clar, oricum situația este severă, ca să nu-i zicem gravă, dar să ai 2/3 din populație cu greutate anormală, 3 pătrimi, 3 sferturi cu probleme de... creșterea grăsimilor în sânge, 45%, adică aproape jumătate, cu hipertensiune arterială, da, Neli, 12% Neli, cu diabet, este o situație grave. Ce a arătat Sefarul legat de un factor de risc care pe mine mă irită foarte tare, fumatul? Încă acele date nu au fost e o chestie diplomatică, raportate. Încă nu s-au raportat. Nu. Pentru că aflu cu stupoare, cu indignare și cu rușinat fiind că se pregătește refacerea și rediscutarea legii antifumat în localurile publice. Pur și simplu eu nu-mi găsesc cuvintele ca să-mi arăt revolta cum Dumnezeu, un parlament... Ce ați putea să faceți dumneavoastră medici? Nimic, în afară de faptul că noi spunem, cum spun și colegii mei cardiologi, că de la ei am aflat, argumentele lor sunt penibile, sunt jenante, sunt rușinoase ale senatorilor și ale politicienilor care au readus în discuție acest lucru. De la acea senatoare extrem de vocală că ea trebuie să fumeze că altfel nu-i cu mintea limpede, ca și cum altfel este, nu? Stați, că acum vin alegerile în decembrie. Da. Și atunci să ne întoarcem, acestea. Adică o lege atât de, cum am zis, o victorie pentru sănătatea poporului nostru, acum să ne întoarcem. De fiecare dată v-am spus, domnule profesor, ceva... interesele economice primează. Și când mă gândesc că sunt și doi medici, profesori universitari, care au contribuit la rediscutarea acestei legi, mie mi-este... E cu totul și cu totul de neînțeles. În fond, politicienii ne reprezintă pe noi. Asta e națiunea noastră, nu? Doamna chiar doctor, nu ne vedem interesul legat de sănătate. Ne-ați dat aceste date cu o treime, două treimi, trei pătrimi. Cum stau? Măcar un contraexemplu să ne dați în Europa. Avem date mai bune în alte țări, mai... Din punct de vedere al hipertensiunii, că aici s-a lucrat mai mult, fiind scopul principal, suntem undeva la mijlocul clasamentului în Europa. Deci, similar, ceva peste țările din jur, Ungaria, peste Serbia. Aceste țări, da? Da, dar nu... Și în ce zone stau cel mai bine? În zonele cu climă mediteraneană. Noi am mai discutat despre dieta mediteraneană. Nu e o poveste cu deci, zona practic, mediteraneană. Deci, sudul Europei. Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Franța. Și insulele. Și sigur, deci și acolo, insulele. Acolo toți date... acești factori de risc, cu toate că Grecia nu stă foarte legat de obezitate. Dar în general factorii de risc cardiovascular, exact aceștia, obezitate, hipertensiune, dislipidemie, diabet, sunt fumat. Cei mai reduși acolo. Putem lua telefoane? Da, am să rog pe colegii mei 0264420135, tarif normal, puteți să ne sunați, dar am să vă rog cu precădere pe tematica de astăzi, din nou despre obezitate și despre diabet, alături de invitații noștri de seamă. Și rămăsesem datoare să spun cum se poate păstra o greutate normală.
cu eforturi. Cu eforturi prin care noi eforturi trebuie să ne... Eforturi supraumenești? Sau... Nu supraumenești, nu, nu. Nu, în primul rând o motivație care poate fi și care poate fi diferită de la o persoană la alta, de ce vrei să-ți păstrezi greutatea normală. Și acum... de la o vârstă la asta. Și de la o vârstă la alta, dar în principiu trebuie să fie starea dacă de bine și această stare de bine. Stare și factorul estetic la o anumită vârstă și la o altă vârstă. Și treaba cu motivația, cine trebuie să vină, medicul specialist către pacient sau pacientul să cugete până va găsi motivația respectivă? Acum depinde cine e vorba, că discuția a fost legată de mine. Eu n-aveam nevoie de nimeni să-mi spună treaba aceasta și nici ei. Păi, pentru că dumneavoastră... Mai nou nici ție, nu cred că trebuie să spună cineva chestia asta. Dar dumneavoastră sunteți din domeniu. Bun, deci, dar asta am spus. Dar pentru marea majoritate, pentru medici din specialitatea noastră, vă rog să mă credeți că este foarte oportun o astfel de discuție. Este foarte oportună o astfel de discuție și motivația fiecare și-o găsește, și-o caută, și-o găsește dacă dorește și dacă știe să facă. Nu numai legat de chestia asta. De la controlul danturii, de la controlul dioptriilor, de la modul în care practici exercițiu fizic sau nu, numărul de pași și așa mai departe. Deci fiecare trebuie să știe regulile alimentației sănătoase. Primul telefon. Și le tot repetăm. Primul telefon de la Sighișoara, în direct cu noi, domnul Vasile Alexandru. Bună seara. Poftiți, domnul Alexandru. Bună seara, am intrat că le urez multă sănătate tuturor invitaților dumneavoastră. Poftiți, mulțumim mult. Și am o întrebare. Îmi găsesc analizele de diabet 113, 110, 97, în condițiile în care scala de valori ar fi de la 70 la 100. Bine, probabil sunt diverse scale de valori la diverse... Da, lăsați că interpretăm noi lucrurile astea. Spuneți, dar nu aveți diabet, nu? Nu am diabet. Nu, bun, atunci interpretăm noi asta, vă spunem acum. Părinții mei n-au nici ei diabet. Adică nu am în jur de 38 de ani. Am în jur de 38 de ani. Bine, viața e destul de stresantă în România. Puteți să-mi spuneți în principiu cam ce ar trebui să fac eu sau... Deci, vă spun nu în principiu, ci concret legat de dumneavoastră. În primul rând, vă felicităm că ați fost curios să vedeți valorile glicemiei. Și facem această recomandare tuturor persoanelor, mai ales la cei trecuți de vârsta de 40 de ani. Să ceară medicului de familie să li se ia glicemie. O glicemie sub 100 este normală, o glicemie între 100 și 125 este în categoria care se numește prediabet. De la 126, începând cu 126, este diabet. Nu-i destul o valoare, ci trebuie să fie 2-3 valori care să ateste acest lucru. Deci dumneavoastră, din câte rezultă din ce le-a spus, aveți prediabet. Și atunci venim cu niște întrebări suplimentare. Părinții sau nu au diabet? Nici frațul lor, nu? Nu. Bun. De copii nu întreg, mi-ați fi spus. Ce greutate aveți? Am 1,71 m și în jur de 75 de kg. Da, aveți 75, vreo 4-5 kg în plus. Sunteți sedentar? Ce lucrați? Da, nu, am fost destul de sedentar în ultimul timp. Mi-am dat seama că trebuie să fac mai multă mișcare și vreau ca să-mi fac din nou analizele. Adică odată le-am găsit 107, odată le-am găsit 113. Dar bun, ne-ați spus, asta am reținut pe baza acelor analize repetat, crescute peste 100, noi vă spunem că aveți prediabet. Și pentru a nu face diabet, pentru a nu trece în diabet, pentru că totul este evolutiv, putem să întrerupem acest drum printr-un stil de viață sănătos. Este exact tema emisiunii noastre pe care am început acum o săptămână și pe care dorim să o continuăm. Și vă mulțumim că ne ați oferit prilejul de a exemplifica concret despre ce este vorba. Persoane care au prediabet sunt persoane la care se face referință atunci când spunem putem preveni diabetul zahărat de tip 2, că despre acesta este vorba.
cum printr-un stil de viață adecvat, adică alimentație sănătoasă, și vă rugăm să urmăriți emisiunea în continuare, că nu putem să într-un telefon să cuprindem tot, un stil de viață care să fie extrem de activ pentru dumneavoastră, somnul să fie adecvat, bineînțeles, să nu fumați, și ceilalți factori de risc să fie cât se poate de limitanți, cât se poate. Printr-un stil de viață sănătos, puteți să și coabitați cu stresul, adică să luptați împotriva stresului, pentru că peste tot în lume a evita stresul este imposibil, dar a lupta cu mijloace sănătoase împotriva lui, da, este posibil. Dacă mi-e permis, am o întrebare. De obicei, analizele de diabet îmi ieșeau în jur de 90 și când aveam în jur de vreo 25-30 de ani. Da. Și mai am o întrebare. Stil de viață sănătos înseamnă de câte ori ar trebui să merg să fac sport pe săptămână? Pentru că am mai făcut sport așa și nu poți, deja după o vârstă nu mai ai vlaga pe care o aveai la 16 ani. Vă referiți, vă referiți după 90 de ani, nu? Bun, e perfect adevărat ce ziceți dumneavoastră, dar nu poți să compari un copil la 16 ani cu un om la aproape 40. O, vai de bine, dar sunteți, era să zic copil, chiar sunteți un om foarte tânăr. Deci dumneavoastră trebuie să faceți o oră de mișcare pe zi, mișcare moderată. Mișcare moderată, aici intră să vă plimbați într-un ritm destul de alert. Dacă nu vă plimbați, să faceți niște sporturi organizate, cum ar fi notul, poate că alergarea mai puțin, poftim? Bicicleta de cameră, noi nu recomandăm bicicleta de stradă, pentru că vedem foarte bine ce înseamnă traficul, oriunde ar fi el, Sighișoara, Cluj, Suceava și așa mai departe. Și dacă avem sau bandă de cameră, deci patru elemente. Sunteți fără îndoială un om ocupat și atunci noi nu recomandăm să mergeți la sală, pentru că decât dacă vreți să întâlniți altă lume. De... Nu, la sală am fost doar când aveam 16 ani și deci eu nu vă recomandăm sala, aduceți sala acasă. Și în primul rând ieșiți în aer liber. Mișcarea în aer liber, aceasta este cea pe care o recomandăm. Nu uitați, sâmbătă și duminica nu înseamnă repaus decât din punct de vedere al profesiei, dar din punct de vedere al mișcării înseamnă de două ori mai multă mișcare decât în cursul săptămânii, pentru că aveți timp. Da. Bun. Vă mulțumesc și vă urez multă sănătate atât. Și noi vă urim. Sănătate multă. Mulțumim tare mult pentru telefon. Somnul. Vorbeați de somn. Da. Și de somn. Somnul de după amiază. Somnul de frumusețe, cum zic unii. Da. Siesta, cu alte cuvinte, siesta la spaniol durează 24 de minute. Niciodată n-am înțeles, dar ei repetă tot timpul 24 de minute. Cu alte cuvinte, poți să stai în fotoliu cu ochii închiși și să te relaxezi. Să te gândești la ce e frumos. Să te gândești la ce vei face, ce ai făcut. Depinde fiecare. Să-ți astupi, pui o batistă sau pui niște... Dumneavoastră practicați cele 24 de minute. Da, 15-20 de minute. În timp ce mi se răcește ceaiul sau cafeaua. Atât. Exact atât. Și ajută? Dar atâtea persoane spun, păi eu dacă mă culc, mă trezesc mai obosit. După da, masă. Exact, așa este. Da, exact așa este. Așa este. Și atunci... dinamizarea corpului nu trebuie să fie întreruptă, omul își intră în ritmul de mișcare dimineața, se continuă până seara. La prânz se face o pauză. Sigur că americanii sunt profund și vehement împotriva acestei sieste. Vreau să vă spun că și românii, cei care pot, bineînțeles, dar și cei care fac parte din marile companii, trebuie... Am înțeles. Adică intensitatea lucrului nu este la fel. De exemplu, să citești niște documente, îți rezervi pentru perioada de după masa de prânz. Elaborarea unor documente care presupune un alt efort intelectual. Fă-o asta în prima parte a dimineții. Depinde ce documente. Depinde ce documente, sigur. Nu-mi dați... Ce dosare! Nu-mi dați idei, domn profesor. Mai bine îl ascultăm pe domnul David din Agnita Sibiu. Bună seara! Bună
Domnul David? Alo? Vă ascultăm, da, sunteți seara. În direct. Alo, bună seara. De la Agnita Sibiu vă deranjez, domnul. Nu ne deranjați. Poftiți. Cu domnul profesor Râncu, o întrebare care mă interesează foarte, foarte mult. Sunt diabetic, fac 4 insuline pe zi, așa, și ce am eu o durere foarte mare, adică am coxatroză bilaterală. Ce vârstă aveți? Avem 65 de ani. Da. Na, am fost la spitalul militar la Sibiu, am făcut filmul, încă n-am apucat să ajung la domnul, la medic, ca să-mi spune exact, dar știu că pentru de mult am coxatroză bilaterală. Pot să îndrăznesc să fac operație la picior de coxatroză cu diabetul meu? Dar sigur că puteți face. Puteți face absolut orice fel de operație. Dacă această coxatroză este dureroasă, se numește decompensare cu durere, sunteți chiar obligați să o faceți, pentru că dacă nu o faceți, deveniți pur și simplu, cum să zic, nu handicapat, dar foarte aproape de acest lucru, deveniți sedentar. Ori sedentarismul, lipsa de mișcare la diabet este extrem de periculoasă. Și atunci, dumneavoastră, faceți operația, vă alegeți cu atenție chirurgul, nu vă dau decât un sfat general, chirurgul să aibă multă experiență, vă interesați și dumneavoastră, chirurgii profesor, cu multă experiență. Mă scuzați, domn profesor, numai puțin. Știu ce înseamnă și treaba asta, că și soția e operată de coxatroză. Deci și soția are operație de coxatroză. Ea nu are diabet. Și mie mi-a fost teamă acum, de am zis, mi-a părut foarte bine că pot să vă întreb ce pot să fac. Deci eu vă foarte mulțumesc de ce m-ați încurajat. Păi asta a făcut domnul profesor, v-a spus-o. Sigur că e perioada de recuperare după aceea, de câteva săptămâni, chiar luni, și vă rog să o faceți, pentru că, bineînțeles, să mergeți la medicul diabetolog din Sibiu, nu? Sibiu. Din Agnita Sibiu, și să controlați foarte bine diabetul, adică operația să nu se facă la valorile glicemiei mari. Mă țiu în problema de diabet. Da. În problema diabetului mă țiu bine. Ce greutate aveți, spuneți-mi? Am crescut puțin, că am făcut la 85, 1,75. Păi, să vă spună, chirurgul precis o să vă spună, reveniți după 2 luni cu 10 kg în minus. Noi nu vă spunem cu 10 kg în minus, că în 2 luni nu puteți. 10 luni până în ianuarie. Eventual. Dar mergeți să faceți să vă recomande cineva un regim alimentar. Bine? Sunt foarte la punctual cu diabetul. Sunt foarte, da, da, foarte, da, 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 trebuie să scădeți sare. În greutate. N-am sare pe masă. Nu numai sarea. Sarea nu are calorii. Despre altceva. Deci dați-mi voi să vă spun. Trebuie să faceți o dietă foarte bine controlată de către un nutriționist, și sunt foarte mulți nutriționiști în Sibiu, buni, de foarte bună calitate, și ei să vă facă un regim, să vă controleze tot la 2 săptămâni, astfel încât să slăbiți cam 4 kg pe lună, și iată că ne apropiem de termenul pe care v-am spus. Pentru că una este să vă opereze chirurgul cu o greutate mai apropiată de normal și mult mai dificil să fie cu greutate mare. Plus că coxofemoral înseamnă articulațiile care suportă corpul. O greutate a corpului care de aici în sus, de la brâu în sus, este cam 2/3, pentru că picioarele nu le suportă, dar suportă de aici în sus 2/3. Deci vă dați seama că una este să ai 10 kg în plus sau în minus. Da? Mulțumit? Da, domn profesor, foarte, foarte mulțumesc. Ce vreau să mai întreb ceva? Foarte pe scurt, pentru că mai așteaptă și alți telespectatori, domnule. Spuneți, vă rog. Da, bine, atunci vă mulțumesc. Nu. Da, spuneți. Spuneți repede. Mă dau pe un tratament acum, pe supramax articulații. Mergeți la ortoped și vorbiți cu el treaba asta, bine? Cum credeți, ne-o credeam că mai zice ceva, dar nu. Vă mulțumesc frumos. Bine, sănătate multă. Curaj. Astăzi m-a rugat cineva și mă îndrept către dumneavoastră, doamna doctor, să clarificăm
s-a clarificat în această emisiune de nenumărate ori, dar să mai punctăm o dată. Cei care au diabet, este musai să consume carne? Nu. Nu este musai? Nu. O persoană... De unde această legendă? Explicația... Pentru că și eu am mai auzit-o. Da, și... da, vă spune Nelly acum. Mă rog, poate fi foarte complicată, dar... Simplific-o, te rog. O să încerc să o simplific. În principiu, glicemia crește cel mai mult în momentul în care mâncăm glucide. Adică zahăr, cereale, etc. Sigur, fructe. Depinde de cantitatea, de calitatea lor. Și atunci, în primii ani, să spunem, primele decenii de... Cu mulți ani în urmă. Adică așa, de prin anii 40 încoace sau 1920, de când a început și tratamentul cu insulină. Deci vorbim de perioada, să zicem, pionieratului în tratamentul diabetului, când nici n-aveam medicamentele pe care le avem astăzi, ca să se limiteze cât mai mult creșterea glicemiei, nefiind tratamente eficiente, se reducea foarte, foarte mult consumul acestor alimente pe care și le-am... Și se compensa? Și ca să se compenseze, pentru că totuși persoanele au tendința să încerce să mănânce, să se sature. Se compensa partea de glucidă restricționată cu mai multă carne și, mă rog, alte alimente. Dar carne ar fi de bază. Carne, brânzeturi... Până în 89 era compensarea aceasta, era parizer, salam de proastă calitate, salam cu multă soia, soia prelucrată, așa cum se făcea atunci, și cu multă grăsime, pentru că, vorba lui Nelly, organismul avea nevoie de energie. Asta la gândul că, vorba aceea, nu ai voie să mănânci, nu ai voie ca să nu-ți crească glicemia. Pâine, în fond, sunt mulți specialiști care spun că diabetul e mai mult o boală a grăsimii decât a zahărului. Pentru că prin îngrășare, corpul fiind inundat de grăsime, fiecare ar trebui să aibă aproximativ 20% grăsime din corp. Sunt oameni care au 40%, sunt oameni care au 55%. Chiar azi am avut pe cineva. Greutatea parcă era așa, o minge, un miez învăluit în grăsime. Acele persoane au metabolismul extrem de perturbat, inclusiv cel al zahărului. Ați adus în anii precedenți povești de succes, persoane de succes. Da, în ultima perioadă, cred că era un domn din Baia Mare, din satul Mare. Sunt foarte mulți și putem să-i aducem dacă vreți. Într-un timp record au scăzut în greutate foarte mult. Noi nu umblăm la record, nu umblăm la viteză. La viteză. În ultima perioadă ați avut astfel de povești de succes? Da, sigur. Și dați-ne niște... Dorim să-i aducem aici. Deci dorim să-i aducem aici ca să-i vedeți pe toți ce frumos s-au scăzut, dar principiul fundamental este scădere moderată, dar sigură în timp. Despre noi dorim să vorbim acum prevenirea obezității. Da. Și nu atât tratamentul obezității. Ajungem noi și la tratamentul obezității, dar să înțeles. Nu ne abatem de la, nu. De la regula noastră. Totuși și să... pornind acum de la acest caz din Agnita Sibiu, vă rog pe Nelly să prefigură, pe lângă ce am spus eu, spune tu acum, te rog, ce ar trebui să știe lumea care are prediabet ca să nu facă diabet? Cu alte cuvinte, ușa spre diabet, dacă e deschisă, ei s-o închidă. Cu ce o închid? Cum o închid? Exact cu ceea ce spuneați dumneavoastră, printr-un stil de viață sănătos, dar care are un obiectiv concret, și anume menținerea greutății normale, dacă ea este normală, ceea ce se întâmplă mai rar, sau scăderea în greutate. Pentru că și aici prezența unei greutăți în exces, cu atât mai mult continuarea de a acumula kilograme, este calea sigură spre diabet, spre progresia spre diabet. Și atunci, contrar, dacă scădem în greutate, și șansele ca diabetul să nu mai apară sau acest prediabet să stagneze sau chiar să ne întoarcem la o stare normală din punct de vedere glicemic sunt foarte bune. Și foarte important să continue cu verificarea periodică a glicemiei. Acesta este
și un mesaj pentru, direct pentru domnul Vasile. Vasile, da, Alexandru din Sighișoara. Alexandru din Sighișoara să continue să-și ia, da, să-și verifice glicemia. Dânsul a și remarcat că față de acum câțiva ani sunt exact, mai mari. Exact. Deci trebuie neapărat urmărit. E un fenomen, este extrem de important ce a spus Nelly acum. Acum câțiva ani era la limita spre anormalului, 90 ceva, acum nu mai este. De ce? Pentru că diabetul este o boală evolutivă. Diabetul s-a luat de tip 2. Și prediabetul. Galopant. Și atunci prediabetul este o fază. De la normal spre diabet este prediabetul. Scuzați-mă, doamna Lenuța, că v-am reținut, dar sunteți în direct acum. Potinge. Da, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Vă ascultăm. Bună seara. Aș vrea, vă rog, să vorbesc cu domnul profesor. Da, poftici. Sunt cu diabet, cu insulină lantus, vă rog, sunt și cardiacă, hipertensivă și murtă la 200-250 ziua, vă rog. Și fac 3-6 de unități seara și iau și tiofor de 1000. Ce ziceți? Păi nu zicem bine, Nelly, până acum am vorbit eu, te rog pe tine. Da, mie mi-a adresat întrebarea. Ce greutate aveți? Am avut, vă rog, 94, am slăbit, am ajuns la 81. E foarte bine, foarte bine. Da, vă rog. Ați vrut dumneavoastră să slăbiți? Ați urmat o cură de slăbire sau a venit ca o consecință a faptului că nu merge bine diabetul? Domnul profesor, după 6 nu mai mănânc. După 6 nu mai mănânc. Păi nu-i bun obiceiul acesta. Dumneavoastră trebuie să mâncați prima masă așa între 7 și 8 și seara între 7 și 8 să fie cealaltă masă. Dimineața la ce oră mâncați? Dimineața pe la 8. Păi de la 6 seara până la 8 dimineața, 8 și cu 6 ore, 14 ore să nu... Cum? 14 ore. 14 ore nu-i bine să lăsați organismul. Deci înainte de culcare, nu înainte de culcare, după ora 8, o mâncare ce înseamnă? Două roșii și un castravete sau un fruct și o salată. Deci nu înseamnă că trebuie neapărat să mâncați felul 1 și felul 2 la cină. Sub niciun motiv acest lucru. Dar trebuie să mâncați mult mai puține calorii și în al doilea rând, poate că pe lângă lantus trebuie să faceți deja și altă insulină. Insulina care s-o dați la prânz. De cât timp aveți diabet? De 10 ani, domnul profesor. De 10 ani. E, după 10 ani s-ar putea să fie nevoie de încă o insulină. Da. Insulină care se dă la masă. Dar acest lucru se face numai dacă diabetologul vă vede cu atenție, faceți așa numitul profil glicemic, adică să vă luați glicemie dimineața la prânz și seara, înainte și la două ore după, așa, și să vedem și hemoglobina glicată ce valoare are. Nu am făcut acum de vreo 3 ani, cred că. Vai de mine, dar asta trebuie să o faceți de două ori pe an. Poftim? Da. La doamna doctor Florea, vă rog, merg. Dar zicea domnul profesor, de două ori pe an să faceți așa. Ce puțin de două ori pe an trebuie să mergeți, să faceți? Atunci trebuie să mai să mi se neapărat, facă. Neapărat, că această analiză ne arată media glicemiilor din ultimele 3 luni. Da, vă rog. Știți? Da. Și atunci, împreună cu glicemiile care spuneați că nu sunt bune, nu, ne arată ce trebuie să facem. Până una alta... Până una alta, trebuie să creștem dozele de lantus. Da. Vă mulțumesc. Dar mergeți și vorbiți cu dânsa. Mergeți și vorbiți cu dânsa. Sunt și cardiacă. Poftim? Sunt și cardiacă. Păi tocmai de aia, glicemia crescută, glicemia crescută este un mare pericol pentru inimă. Vai, Doamne, cred. Asta e. Am cardiopatie, angină pectorală. Păi... Centuri, tocmai de aceea vă spune, mergeți la dânsa și să repetați analize și poate că e nevoie nu să faceți o altă insulină la plus, poate că e nevoie pe lângă insulină să faceți și alte medicamente, ori tablete, ori injecții care ajută la și la slăbire, nu numai la reglarea diabetului. Da. Încă o dată vă spun, numai medicul poate stabili treaba aceasta. Vă mulțumesc din suflet. Vă dorim multă sănătate și kilograme în minus. Da, încerc. Vă mulțumesc mult. Domnule profesor, de ce vă faceți dușman printre primari? Eu nu mi fac, dacă eu sunt dușmanul lor eventual. Că vorbeați de biciclete la un moment dat și mai degrabă
Mai degrabă... Eu admir foarte mult ce pistele care s-au făcut în Cluj și eu încep acolo să e legătura cu primarii. Și eu încep să săracii primari încearcă să acceseze fonduri europene. E foarte bine că s-a făcut treaba aceasta. Dar încearcă vorba și de ei să facă ceva pentru comunitățile lor. Acolo unde lor se poate să meargă cu bicicleta, dar sunt întreruperi și atunci trebuie să treacă pe alături. Dar cu acest prilej eu fac un apel respectos, dar ferm. Bicicliști, fiți foarte atenți cum circulați în zona pietonală. Aveți viteză mare, nu respectați dreptul pietonilor ai noștri, circulați cu mare viteză, oricând poate ieși cineva dintr-o curte, vă spun că asta am pățit-o, un copil mic, de exemplu, voi veniți cu viteză după ce că circulați pe zona noastră, circulați și cu viteză, în loc să fiți cu băgare de seamă, să fiți atenți că vorba aceea, noi pietonii vă tolerăm pe voi acolo. Și nu invers. E bine că circulați în zona noastră decât să circulați pe carosabil. Mai bine, dar cu băgare de seamă. Dar nici nu circulați cu în zona unde ar trebui, mai și circulați cu o viteză nemaipomenită și atunci chiar... Acesta a fost momentul manifestul profesorului Nicolae Hâncu pentru bicicliștii clujeni și nu numai. Și peste tot. O să vă aștepte bicicliștii în fața studioului. Da, să mă aștepte. Să mă aștepte. Nu, ca pentru o discuție. Dar ei știu foarte bine treaba aceasta. Dar pe strada moților și pe parte și pe alta. Primările nu știu că exact cu ce ați început dumneavoastră pledoarea aceasta cu bicicliștii, că sunt acele mari întreruperi. Nu știu. Păi sunt întrerupe, dar știți bine că sunt întrerupe. Păi de asta zic. Se poate veni, de exemplu, și la un moment dat se întrerupe și atunci ce fac? Și nu se poate asta rezolva. Și dacă chiar a venit vorba de bicicliști, că tot la stilul de viață este, parcul are zona aceea, parcul central, care a fost foarte frumos refăcut, dar zona de bicicliști s-a făcut înspre Someș, pe aripa aceea înspre Someș. Și a discutat cu persoane importante din primărie. Și a spus, da, este zona pentru bicicliști. Zona pietonală este pe alea centrală. Și dacă aceea este zona pentru bicicliști, de ce ați făcut bărcile tot acolo? Bărcile sunt tot lângă ele. Deci eu, care sunt omul parcului, am pus această întrebare. Și atunci mi s-a răspuns, păi știți că a fost un tânăr care a făcut proiectul și proiectul nu poate fi modificat. Alea centrală este o alee care te invită la biciclete, la tot ce vrei. Înainte erau trăsuri, acum nu mai sunt decât poneiul al Mircea, care de ani de zile este o cântare. Cum să nu? Bun, atunci, spre finalul ediției de astăzi, fugim puțin până acasă, la dumneavoastră. Da. Doamna Elena din Blaj. Da. Sărătunile. Alo, bună seara. Bună seara, doamna Elena. Ce-i nou prin Blaj? E vreme urâtă, plouă. Povestiți-i un pic la domnul profesor. De când ați fost pe la Blaj, domn profesor? Păi n-am fost de mult, spre rușinea mea. Păi atunci povestiți un pic, doamna Irena, cum e pe la Blaj acum. Da, spuneți ce vă supără, doamna Irena, cu ce vă putem... Domn doctor, eu am o intoleranță la lactoză și mi-a plăcut ce a spus de zer. De zer? Da, eu am voie să mănânc din ăla, să iau. Da, sigur că aveți voie. Și iaurt și caz, numai... Se referă când ai intoleranță la lactoză pentru zahărul din lapte, ori proteina. Nu. Pentru lactoză, care e... Glucid. Care e glucidul, zahărul din lapte, la el sunteți intolerant. Și trebuie să mâncați cu grijă ce tolerați. Sigur, sunt principiile care le putem spune altă dată, dar totul depinde de toleranța pe care o aveți. Că sunt... Și abateri de la dietă, sunt și persoane care suportă anumite lucruri, alte nu le suportați și pe care dumneavoastră le știți foarte bine. Dar zerul puteți să-l luați. Acum, chiar perioada zerului, încă vreo 2-3 săptămâni, mi se pare. Nu vă uitați la mine, că nu sunt specialist. Nu, da, încă vreo 2-3 săptămâni, încă se găsește zer. Și fiți atenți, zerul scade zahărul foarte tare din sânge. Și de unde l-a chestia? Eu am o tensiune foarte scăzută. Nu de tensiune vorba de zahărul din sânge, care... Se și întrebințează zerul pentru tratamentul diabetului. Dar, mă rog, cu metode oarecum așa, mai empirice. Nu-i chiar controlat, nu-i medicament. Dar noi știm treaba aceasta. Da. Păi da, dacă vă spune domnul profesor, credeți-l. Am înțeles, eram foarte atentă ce zice.
Puteți să-l congelați, de exemplu. Puneți în sticluțe de o jumătate de litru și în congelator și atunci îl aveți. Da, mai nou mi se pare că se găsește zăr. Există și în unele firme, anului, da? Da. Da. Da, avem, avem. Numai, nu știam, nu eram neclară, că na, deci de la am voie. Da, da. Și altceva ce mai are voie, doamnă? Alimentele pe care le tolerează, voie, știe. Untul. Da, nu neapărat că nu-i voi, trebuie să vedeți cum vă simțiți după ce consumați aceste alimente. Laptele sigur nu-l suportă. Uite, nici untul nu-l tolerează. Asta era sigur. Așa, dar poate că anumit iaurt, lapte acru, dar în caz că te constipi, dacă mănânci caș și telemia, ăla nu-i semn că nu-i bun, nu? Sau... Ce anume? Dacă se constipă. Păi dacă vă constipă, nu mâncați așa de mult, pentru că un caș și telemea au mâncat, mai ales cașul, chiar constipă. Și atunci scapi de un rău și dai de altul. Constipația nu, chiar... Eu aveam probleme cu diaria, domn doctor, și așa am descoperit-o. Păi atunci puteți mânca cașcaval, dar nu v-a făcut nimeni nicio dietă, pentru că să faci o dietă la televizor pentru intoleranță la lactoză e chiar foarte greu. Noi numai atâta vă spunem că trebuie să notați zilnic ce mâncați și la dreapta să scrieți cum v-ați simțit, ați avut dureri de burtă, v-a mers burta. Deci să faceți un jurnal. Un jurnal. Și atunci singură puteți compara, să faceți legătura dintre anumite alimente și ce efecte au. Dar domn doctor, nu mă zic, când iei medicamente, pe multe medicamente e trecută intoleranța la lactoză. Nu știu la ce sunt, sunt cantități foarte mici de lactoză care sunt incluse în medicament. Ca să se formeze pastila propriu zisă, dar sunt atâta de mici încât nu vă faceți probleme. Deci numai la formele super grave de intoleranță există probleme legate de cantitățile astea mici din medicamente. Deci nu... Dar ce medicamente mai luați? Păi când nu-s bolnavă, dar așa, pe intoleranță, dar când mă durea capul, când era la menstruație... Nu, n-a nicio legătură, doamna Irene, n-a nicio legătură una cu alta. Bine, domn doctor. Mulțumim. Vă mulțumesc și sănătate, eu. Dragă, sărăt, domnule. Trăiască Blajul. Asta așteptam, domn profesor. Un final, de fapt, și finalul emisiunii imediat. Da. Mai avem 2 minute jumate, mi se comunică din regie. Data viitoare cred că tot la capitolul. Tot aceeași, este o temă pe care noi nu, sigur, putem ține niște lecții de prevenție aici, dar nu acesta este scopul. Scopul este să combinăm mesajul teoretic cu aceste lucruri. Și dacă am început cu acel studiu și cu acea caravană, doamna doctor, să încheiem tot cu, poate mai aveți câteva date sau aveți câteva semnale pe care le-ați da acum publicului telespectator, înglobate, luate din acest studiu amplu? Sigur, semnalele sunt foarte multe, dar eu aș vrea un mesaj așa personal, cred că de ajutor pentru toată lumea, dar mai ales pentru o persoană foarte dragă care știu că ne urmărește. Menținerea greutății normale sau scăderea unei greutăți care e deja mare nu e un lucru ușor, mai ales la vârstnici unde au alte probleme medicale, au probleme articulare, nu se pot dar mișca. Dar nu arătați spre mine cu probleme articulare. Deci nu e un lucru ușor. Multă deci lume se... Absolut sigur. Multă lume se simte... E ușor să spui, dar nu e ușor să faci. Multă lume se simte vinovată că au greutate prea mare sau că nu reușesc să slăbească. Nu-i cazul. Noi încercăm să ajutăm pe toată lumea. Sunt situații în care este extrem de dificil și uneori chiar imposibil să slăbești. De asta, încă o dată, prevenția este importantă. Cât mai puține persoane să ajungă în situația în care să fie nevoită să țină diete sau să ia măsuri din acestea de scădere în greutate. E mult mai ușor de la o zi la alta să ai grijă de ce faci ca să nu te îngrași, nu să ajungi în situația cu 30 de kilograme în plus și după aceea să fie dificil așa să ceva jos. E greu de explicat cum un intelectual în Cluj ajunge la medic cu 30 de kilograme în plus. Dar discutăm despre lucrurile acestea data viitoare. Bine, așa facem. Vă mulțumesc pentru participare. Drum bun.
săptămâna aceasta. În mod sigur vă așteaptă drumuri, simpozioane, congrese. Ne veți povesti data viitoare. Dumneavoastră să aveți o săptămână liniștită, să coabitați cât mai bine cu stresul și cam atât. Sănătate, sănătate și iarăși sănătate.